Se pare că România ia măsuri drastice în plin război. Parlamentul a dat undă verde solicitării MAPN privind achiziționarea 231 de sisteme de rachete antiaeriene. Conform Capital.ro, Parlamentul a dat un devede pentru solicitarea venită din partea Ministerului Apărării Naționale privind achiziția 231 de sisteme de rachete antiaeriene. Într-un comunicat transmis astăzi birourile permanente ale Senatului, dar și ale Camerei Deputaților, anunță că au decis în cursul zilei de marți să aprobe inițierea procedurilor de atribuire a contractului de achiziție pentru un program de înzestrare constând în 200 31 de sisteme de rachete antiaeriene. În același timp, programul mai prevede și achiziția unui suport logistic aferent acestora, dar și a mai multor echipamente specifice de instruire și antrenament în acest sens. Aceste rachete antiaeriene au o rază foarte scurtă de acțiune și sunt destinate structurilor din cadrul forțelor terestre, forțelor navale, forțelor aeriene și comandamentului pentru operații speciale. Se mai arată în documentul transmis. De ministrul apărării în ceea ce privește data la care va fi realizată achiziția, potrivit documentului coordonanța de urgență 114 pe 2011, în funcție de existența posibilității de finanțare sau bugetare a acesteia. Referitor la valoarea contractului de achiziție, aceasta a fost estimată la 662,5 milioane de euro fără TVA, pe baza datelor rezultate din documentele de fundamentare ale programului de înzestrare. Valoarea exacta contractului ar urma să fie stabilită în urma derulării procedurii de achiziție arată sursa citată